Vom citi din cartea Daniel, în seara aceasta, Daniel, capitolul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa viseriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familiilor săi dregători, să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba caldeenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul lui, de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume. Și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât, pe acest verset punem accentul, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Viața noastră poate să fie sub semnul dramei și a tragediei. Dragilor, cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta venim cu elemente pozitive. Venim cu imaginea unor oameni care au reușit. Suntem chemați în fiecare zi să intrăm în compromis. Oameni de caracter în vremuri de compromis. Suntem chemați în fiecare zi. Suntem ademeniți în fiecare zi să intrăm în compromis cu lumea, să intrăm în compromis cu plăcerea, să intrăm în anumite compromisuri cu diferiți oameni, în relații, ca să obținem favoare, să obținem poziție, să obținem influențe. Există o singură formă de compromis care este acceptabilă în viața credinciosului. Atunci când soția spune, dă-i și tu gradele mai jos sau dă-le mai sus, că de obicei soțiile întotdeauna cu căldura în casă, ele vor mai multă căldură. Ăsta e singurul compromis. Vorbim despre oameni de caracter în vremuri de compromis. Oameni de caracter în vremuri de compromis. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Că după ce au fost capturați cei 4, împotriva lor s-a declanșat o campanie vicleană de intoxicare, de corupere, de spălare pe creier. Întâi de toate, să vedeți cât de perfid este diavolul. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru spune că el răgnește ca un leu. Când diavolul răgnește ca un leu, el pornește războaie. El pornește prigoană în casele noastre. El pornește persecuție. El pornește ceartă. El pornește dispute. În formele acestea se exprimă diavolul când Petru vorbește și spune el răgnește ca un leu. Strigă prin conflicte, prin probleme, prin situații de genul acesta ca să ne intimideze. A strigat prin modul că a cucerit Ierusalimul și a luat captivi pe toți cetățenii. Apoi, pentru că el este perfid și pentru că el este viclean și aceasta este arma lui cu care el lucrează în dreptul nostru, că spune cuvântul lui Dumnezeu, el vine ca un șarpe, el vine ca un înger de lumină și el vine ca un leu care răgnește. Cea mai vicleană formă a diavolului, prin care distruge din interior, este îngerul de lumină, sub aspect religios, când el se apropie. Pentru că Biblia spune, voi sunteți o seminție aleasă și tot ce iese din noi este nobil, dragilor, pentru că noi este Dumnezeu. Și vedeți ce face diavolul? Întâi de toate, se uită la abilități, la înzestrări, pentru că Dumnezeu ne-a dat abilități, ne-a dat înzestrări. Dumnezeu a pus în noi calități. Și diavolul ce face? Le vede. Vede viitorul nostru că poate fi strălucit.
Știe că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, un plan perfect, un plan desăvârșit și El intervine să corupă abilitățile noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au lucrat la schimbarea identității lor, pentru că diavolul vrea să îi bulverseze pe oameni de cap. Întâi de toate, Daniel n-a fost un om ușuratic. Daniel n-a fost un om să își formeze cultura, educația, credința după cum bate vântul. Daniel era un om foarte bine fundamentat în valorile iudaismului, ale religiei, în Dumnezeului, în experiențele spirituale pe care le avea. Daniel și prietenii lui aveau convingeri puternice care nu puteau fi călcate în picioare. Poate să spună Parlamentul European ce vor ei, atât timp cât avem convingeri, vom rămâne în picioare și vom plăti prețul. Ei au plătit prețul, dar în plătirea prețului lor s-a arătat Dumnezeu. În plătirea prețului lor s-a arătat Dumnezeu. Pentru că atunci noi când ne păstrăm convingerile, intervine Dumnezeul nostru. Când nu ne păstrăm convingerile, ne domină diavolul cu plăcerile lui. Mai mult, un om de caracter dă dovadă de credincioșie. Convingeri, curaj, credincioșie. Întrebarea este următoarea. Pot avea oamenii încredere în noi? Pot avea oamenii încredere în noi. Ce spun oamenii despre noi? E un om de cuvânt? Se ține de lucrurile pe care le promite? Vine la întâlnirile pe care le stabilește? Spune adevărul în toate situațiile? Un om de caracter, să țineți minte ce vă spun, dă dovadă de credincioșie. De credincioșie. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Dar cine poate găsi un om credincios? Cine poate găsi? Dacă oamenii nu au încredere în noi, în cuvântul pe care îl rostim, s-ar putea să fim oameni compromiși. S-ar putea să fim oameni compromiși. Dragilor, mai departe mergem în seara aceasta și vă spun că un om de caracter este un om curat. Un om de caracter este un om curat. Curăția este un cuvânt demodat în vremurile noastre, pe cale de dispariție, într-o lume în care toți aleargă la același potop de desfrâu. Să fii curat la suflet, în conștiință, în intenții, în atitudine, în acțiuni, e un lucru demodat. Dictonul lumii, spuneam la tineret deseori, știți care este dictonul lumii? Be wild, fii sălbatic. Cele mai sălbatice atitudini să le ai. Ciufulește-te, aruncă-te pe jos, intră în cele mai cumplite patimi și vici, trăiește-le la maxim, distrează-te. Dar un om de caracter în vremuri de compromis este un om curat, un om curat. Frances Willard, o doamnă din înalta societate engleză, l-a întrebat odată pe Thomas Edison: de ce nu consumați deloc alcool? Știți cine este Edison? Avem lumină și datorită lui. Nu numai lui Dumnezeu, dar și datorită lui Edison. Marele inventator a spus: cred că îmi pot folosi creierul în scopuri mai nobile. Ce răspuns frumos, nobil, pentru că avea convingeri. Pentru că avea curajul să fie diferit față de ceilalți. Dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să-și golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă. Strangulează, sugrumă. Edison a zis: domne, mintea mea este pentru scopuri mai înalte. Nu pentru aburii lui Bacchus. Pentru scopuri mai înalte. Când bei un pahar, îți bei și mințile. Vedem exemplul lui Belșațar, nu?
El a băut și și-a permis să se distreze cu vasele lui Dumnezeu, să calce în picioare valorile Dumnezeului atotputernic. Să-și permite luxul cu dansatoare, cu fast, cu petreceri, cu nu știu ce. Să, dragilor, intervine Dumnezeu la un moment dat. Cu un cap de mână merge și scrie pe peretele acolo unde erau ei în clădire, Menel, Menel, Tekelu, Farsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit, îi spune Dumnezeu lui Belșațar. Numărat, adică că zilele sunt numărate, cântărit că ești un om ușuratic și împărțit, împărăția ta va fi... Când Franța a capitulat în cel de-al doilea război mondial în fața trupelor hitleriste, mareșalul Petain a spus: Franța a fost înfrântă pentru că armata ei era beată. Pentru că armata ei era beată. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este închinare la idol. Și ultimul lucru, atunci când ai convingeri, convingeri clare, atunci când ai curaj, atunci când rămâi credincios lui Dumnezeu în toate aspectele vieții, atunci când trăiești curat, devii un om foarte competent, foarte competent. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile, toată știința acelor babiloneană a falimentat în fața acestui om competent pe nume Daniel și în fața acestor